Bună tuturor celor din zodia Săgetător sau care aveți ascendentul sau luna în zodia Săgetător. Și bine v-am regăsit la citirea generală pentru perioada 16-30 septembrie 2024. Dragilor, după cum știți, dacă vă doriți o citire personalizată, puteți lăsa un mesaj pe WhatsApp la numărul afișat chiar aici. Iar dacă vă doriți și vă face plăcere să-mi lăsați un like, să vă abonați sau să distribuiți acest video, să știți că apreciez enorm de mult aceste lucruri și vă mulțumesc din suflet. Haideți să vedem care este energia principală pentru prima săptămână din acest interval de timp și aici avem eremitul. Posibil să aveți de face cu zodia Fecioară. Vorbim de foarte multă înțelepciune și căutarea unor răspunsuri foarte profunde, a unor adevăruri, a unor, nu știu, probabil a unei înțelegeri mult mai profunde. Vreți să aflați de ce se întâmplă anumite lucruri și aici cu lumea cu siguranță veți avea un succes, o realizare, o împlinire din punctul acesta de vedere. Posibil să aveți de face cu zodia Taur, Leu, Vărsător, încheierea unor capitole, încheierea unor cicluri. Aveți foarte multe, nu foarte multe, aveți toate, aveți doar arcane majore în prima săptămână din acest interval de timp, ceea ce înseamnă că vă veți îndrepta către corectitudine, sinceritate, loialitate, căutați lucrurile acestea, veți da dovadă de multă răbdare, de multă pasiune, de mult curaj pentru a obține anumite rezultate benefice. Aveți de face și cu zodia Leu și cu zodia Balanță. Este vorba de creștere, de dezvoltare, o mutare poate pentru unii dintre voi. După o lungă așteptare, pentru că aici vorbim de tăcere, de izolare, de blocaje. Încercați să eliminați aceste blocaje, încercați să înțelegeți în profunzime ce se întâmplă și să eliminați tot ceea ce vă îngreunează. Apoi, în a doua săptămână, avem zecele de bâte. Vă împovorați cu ce? Așteptați o sumă de bani, așteptați o declarație, așteptați o veste, așteptați să vă ia cineva această greutate de pe umeri. Posibil să aveți de face cu semne de apă, Rac, Scorpion, Pești, cu semne de pământ, Taur, Fecioară, Capricorn. Vorbim de situații predestinate, vorbim de situații care sunt deja scrise. Legătură cu o persoană care vă aduce sentimentul de acasă, o mai bună siguranță în căminul vostru. În dragoste aveți de luat o decizie, aveți de făcut o alegere în legătură cu ceea să vedem. Să credeți sau nu în spusele cuiva. Vorbim de o discuție între patru ochi care este foarte abundentă. Într-adevăr, se vine cu multe dovezi aici și anumite propuneri, anumite angajamente, anumite promisiuni, dar nu știți ce să faceți. Posibil să aveți de face cu zodia Fecioară sau semne de apă, Rac, Scorpion sau Pești. Nu știți dacă să luați în serios propunerea aceasta sau să lăsați totul baltă și să mergeți mai departe. Posibil să vorbim de o relație complicată. De asemenea, puteți avea de a face cu semne de pământ, Taur, Fecioară, Capricorn. Vreți să lăsați în urmă anumite situații care v-au îngreunat sau care v-au dus în eroare. Declarații, relații, poate v-ați făcut niște gânduri, poate v-ați făcut niște planuri, poate v-ați luat după anumite semne care nu s-au dovedit a fi neapărat reale, pentru că vă văd aici într-o confuzie emoțională și un drum greșit la care trebuie să acordați mai multă atenție și să puneți punct unor situații pe partea amoroasă. Din punct de vedere profesional avem curiozitatea de a avea siguranță, de a acționa. Aici cred că unii vă căutați loc de muncă, dar în cazul în care vreți o evoluție, vreți un progres, vreți să ieșiți în evidență. Lucrurile vor fi destul de echilibrate pe partea aceasta în următoarea perioadă, doar că apar niște acțiuni care o să schimbe puțin lucrurile, dar totul are legătură cu voi, cu interiorul vostru. Veți analiza foarte mult ceea ce se întâmplă și ce vă doriți pe viitor și aflați despre un nou job foarte posibil. Da, e ca un noroc care vine către voi din partea unei cunoștințe, a unui prieten. Pe partea financiară, un nou început, dar cu multe sacrificii. Deci voi vă loviți de multe probleme pentru a avea satisfacție financiară, trageți din greu, munciți foarte mult pentru banii pe care îi câștigați și aici aveți un scop care vă aduce vouă multă liniște și veți lucra pe partea aceasta, dar veți avea satisfacții financiare. Da, pentru că vi se vor deschide drumurile. Pe partea de sănătate, căutați vindecare, atenție la plămâni, sunt anumite probleme de sănătate care vă necăjesc și este într-adevăr nevoie de repaus, posibil multă agitație, posibil să vă stresați foarte mult în perioada următoare, dar nu exclud într-adevăr să aveți o viroză, să nu vă simțiți chiar în cea mai bună formă, să vă enervați cu ușurință, pot fi și anumite dureri de cap. E ca o, este ca o greutate pe partea rinichilor, pe partea ovarelor, tot ce ține de organe duble, ce trebuie să aveți mare grijă, să fiți mai prudenți, hidratați-vă mai mult. Provocarea vine cu un doi de bute, o așteptare, o îndoială. Vă uitați în trecut la ceea ce a fost, analizați lucrurile. Vorbim de comunicare rapidă, posibil să vină anumite vești care să vă dea peste cap total. Da, care promit un nou început, fie pe parte de muncă, fie pe parte de dragoste, fie pe parte de bani, dar există multă îndoială, voi stați și analizați, ca și cum v-ați rupe de o situație și brusc reapare, ca și cum v-ați revenit după o situație negativă, după o suferință în dragoste și reapare acea persoană declarându-vă dragostea și vă dă peste cap sau vă resemnați cu faptul că nu o să lucrați la un loc de muncă. Se schimbă situația, că apar noi începuturi cu realizare, într-adevăr, dar vă simțiți provocați voi cei din zodia Săgetător pentru situația aceasta, pentru că, bine, aici văd situații constante, deci lucrurile au fost constante, doar că probabil au existat anumite dezamăgiri, dar ia uitați cum vine satisfacția. Cel mai probabil ca și provocarea are legătură cu o decizie, are legătură cu partea afectivă, cu o veste pe care o veți primi, care în primă fază vă poate agita, într-adevăr, vă poate stresa, pentru că vine cu o ușoară duritate. Ia să vedem. Partea financiară, control asupra situației și o evoluție foarte pozitivă. Deci, declanșați o serie de evenimente, să spunem, dar totul constă în luarea unei hotărâri de a face un echilibru, de a vă împărți în două, în mod egal, nu știu, într-o situație, pentru a avea o realizare. Așteptarea este îndelungată sau de mult timp așteptați o schimbare și în momentul în care vine nu știți cum să procedați, deși e vorba de o situație care va crea foarte multă suferință. Iar ca și surpriză avem valetul de monede. Viața o să vă învețe lucruri noi. Să o luați de la zero, să aveți altfel încredere în oameni, să procedați diferit, să învățați diferit, nu știu, lecțiile vieții, să procedați într-un mod diferit. Vă ajută să ieșiți dintr-un conflict, terminați cu un conflict mental, mergeți mai departe, ca și cum puneți stop unor gânduri care v-au stresat în ultimul timp foarte tare. Și până la sfârșitul lunii septembrie, voi vă veți elibera și mergeți mai departe. Pentru că aveți nevoie de siguranță, aveți nevoie în jurul vostru de oameni care vă înțeleg, care vă apreciază, care vă iubesc și care sunt constanți în viața voastră. Și într-adevăr, da, vă îndreptați către situații noi, lucruri noi. Chiar dacă vă este greu să acceptați lucrurile care vor veni și tot veți avea tendința de a le opri și de a rămâne la un vechi stil de viață, cu turnul aici, clar, voi va trebui să vedeți cu claritate. Turnul vine și vă dezleagă la ochi, da? Să vedeți adevărul exact așa cum este. Deși în prima fază e posibil să nu vedeți cu claritate, pentru că fiind atât de mult timp legați la ochi, este ca și cum v-ar intra o rază de lumină după ce ați stat în întuneric. Dar apar noi începuturi care vin la momentul potrivit, șansele voastre și mi-apare faptul că comunicați lejer pentru a depăși anumite situații sau sunteți ajutați să depășiți conflicte, să depășiți stres, probleme, sau să scăpați de energii negative, să vă bucurați din plin de ceea ce vine. Da, dar e posibil să începeți și noi capitole de viață, clar. Dragilor, cam atât am avut să vă spun. Vă mulțumesc tare mult că mi-ați fost alături și astăzi. Vă pup, vă îmbrățișez pe toți cu mult drag și să ne auzim cu bine data viitoare. Pa, pa!